Bun venit la starea sănătății! Jonathan Hyde spune în cartea Mintea Moralistă, așa: Genele sunt organizate în anticiparea experiențelor. Cu alte cuvinte, putem avea anumite trăsături genetice, însă ele se vor manifesta doar dacă mediul înconjurător facilitează această manifestare. Similar, în cartea hrană pentru creier, Lisa Mosconi spune că ar trebui să renunțăm la ideea că suntem ADN-ul nostru în favoarea unui model mult mai dinamic. Da, genele sunt esențiale în stabilirea unor aspecte ale sănătății creierului, dar alegerile noastre în ceea ce privește propriul stil de viață joacă și ele un rol foarte important în activarea sau dezactivarea acelor gene. Creierul deține ceva asemănător unei amprente. Arhitectura creierului este în mare parte la fel pentru toată lumea. Însă pe fundația de bază se clădesc apoi structuri diferite care nu se bazează doar pe informație genetică, ci și pe mediile în care trăim, experiențele de viață pe care le avem, alimentele pe care le consumăm și toate locurile pe care le explorăm de-a lungul vieții. Toate acestea determină soarta creierului și, prin urmare, șansele noastre de a îmbătrâni cu demnitate sau, din contră, riscul de a uita chipurile celor dragi din jurul nostru și numele lor, după cum scrie Mosconi. Cu alte cuvinte, unde trăiești, cu cine interacționezi, dacă și cum faci exerciții fizice, ce mănânci, la ce experiențe te expui, toate determină schimbări în interiorul corpului. Dintre acestea, mâncarea se află în continuare în centrul preocupărilor noastre. Iar asta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu despre care vorbea și Daniel Lieberman în cartea O istorie naturală a exercițiului fizic. Există slabe șanse să facem zilnic exerciții fizice, însă cu siguranță vom mânca zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi. Problema e că nu vom găsi vreodată o cale perfectă de a mânca, una care să funcționeze pentru toată lumea. De ce? Pentru că, așa cum zice și Mosconi, fiecare persoană deține o biochimie unică. De exemplu, unii dintre oameni au în mod natural deficiențe ale unor nutrienți, alții îi procesează în exces. Avem, deci, ceea ce în termen de specialitate se numește individualitate biologică sau bioindividualitate. Conceptul din spatele ideii de bioindividualitate este simplu și ar putea la fel de bine să fie aplicat și în alte domenii, nu doar în cel al sănătății. Fiecare om este unic. Așa că nevoile și recomandările nu vor arăta niciodată la fel. De asta vă tot spun că nu e normal ca toți pacienții să plece de la un nutriționist sau de la un medic diabetolog cu aceleași recomandări alimentare scoase la imprimant. Ceea ce e bun pentru unul dintre noi nu va fi bun și pentru celălalt. Neapărat. Ați văzut că și prospectele medicamentelor încep cu un mesaj standard care informează pacientul că acele medicamente pe care le are în mână, preferabil primite la recomandarea unui medic, sunt doar pentru el și că n-ar trebui să fie împărțite cu alți oameni, chiar dacă acei oameni au simptome similare. Da, suntem asemănători și ne aduc împreună foarte multe lucruri, dar suntem totodată și foarte diferiți. La nivel colectiv, toate asemănările și toate diferențele dintre noi trebuie luate ca atare și celebrate. Însă, când vine vorba de nutriție și de sănătate cu totul, e important să ne cunoaștem foarte bine pe noi înșine și să înțelegem că, repet, ceea ce e bun pentru unul dintre noi nu va fi întotdeauna bun și pentru celălalt. Să vă fie bine. Iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.